Ceea ce a făcut Germania în urmă cu 70 de ani provoacă și astăzi oroare și uimire în întreaga lume. Chiar dacă Adolf Hitler însuși a purtat probabil principala vină pentru atrocitățile celui de-al treilea Reich, unii dintre cei mai înalți ofițeri naziști au fost de asemenea responsabili în mare măsură pentru cele mai grave fapte. Și în timp ce se știe că Hitler s-a executat singur, soarta altor mari criminali naziști este în mare parte necunoscută și astăzi, chiar dacă aceștia au făcut lucruri atât de rele încât nicio pedeapsă din lume nu le-ar putea compensa. Astăzi vrem să vă arătăm ce s-a întâmplat de fapt cu arhitecții Holocaustului, cu inventatorii metodelor crude de ucidere și cu cei mai răi naziști din Germania. Unde s-au dus, cu ce pedepse s-au confruntat și care dintre ei chiar au trăit în continuare fără nicio consecință. Vă vom arăta toate acestea în cele ce urmează. Începem videoclipul nostru cu Rudolf Hess. Rudolf Hess a fost o figură cheie macabră în istoria întunecată a național-socialismului și a Holocaustului. În calitate de prim comandant al lagărului de concentrare de la Auschwitz, a jucat un rol crucial în realizarea exterminării sistematice a milioane de oameni nevinovați în timpul celui de-al doilea război mondial. Hess a fost responsabil de crearea și punerea în aplicare a metodelor de exterminare în masă, inclusiv de utilizarea gazului Ziclon B în camerele de gazare. Sub supravegherea sa, aproximativ 1,1 milioane de oameni au fost uciși la Auschwitz. Dar ce s-a întâmplat cu Hess, probabil cel mai mare criminal din istorie? După cel de-al doilea război mondial, Rudolf Hess a fost prins și judecat în cadrul proceselor de la Nuremberg. Când Hess a fost în boxa acuzaților, a cooperat în mod surprinzător cu autoritățile și le-a dat toate detaliile despre activitatea sa. A intrat în fiecare detaliu și a confirmat chiar și cele mai vehemente acuzații cu da, da. Pentru următorul nazist de rang înalt de pe lista noastră s-a părut pentru mult timp că nu va fi niciodată pedepsit pentru crimele sale. Adolf Eichmann a fost responsabil pentru punerea în aplicare a așa numitei soluții finale a problemei evreiești în regimul național-socialist. În calitatea sa de șef al biroului central al biroului de securitate al Reichului, Eichmann a fost în mare măsură responsabil de organizarea și coordonarea Holocaustului. El a organizat deportarea a milioane de evrei din întreaga Europa în lagăre de concentrare și de exterminare și prin urmare a fost cunoscut ca arhitectul Holocaustului. Eficiența notorie a lui Eichmann și răutatea sa în punerea în aplicare a politicii de exterminare a regimului nazist au dus la suferințe și morți incomensurabile. După încheierea celui de-al doilea război mondial, Eichmann a reușit inițial să se refugieze și să se ascundă. A trăit o perioadă în diferite țări din America de Sud, înainte de a fi în cele din urmă descoperit și răpit de serviciile secrete israeliene în Argentina. În anul 1961 a fost dus în Israel, unde a fost judecat. În timpul procesului a recunoscut că a fost implicat în deportarea și uciderea a milioane de evrei, dar a insistat că este nevinovat în sens juridic. Joachim von Ribbentrop nu este la fel de cunoscut astăzi ca ceilalți criminali de război din acest videoclip, dar a deținut o poziție importantă în cel de-al treilea Reich și a jucat un rol cheie în cercul de apropiați ai lui Hitler. În timpul mandatului său de ministru de externe al Germaniei, din 1938 până în 1945, Ribbentrop nu a fost responsabil doar de negocierile și alianțele cu alte țări, ci și de realizarea obiectivelor oribile ale regimului nazist. A fost un apropiat de încredere a lui Hitler și un susținător vehement al agresiunii și expansiunii celui de-al treilea Reich. În plus, Ribbentrop a fost implicat activ în planificarea și executarea Holocaustului și a fost un factor determinant în negocierile care au deschis calea pentru atacul german împotriva Uniunii Sovietice. Dar ce s-a întâmplat cu Ribbentrop după război? Joachim von Ribbentrop a vrut de fapt să fugă, dar nu a reușit să părăsească Germania, așa că a continuat să trăiască normal în Hamburg. A încercat să își schimbe înfățișarea, s-a mutat într-un cartier pe care nu-l cunoștea și chiar a reușit să trăiască în Hamburg timp de câteva luni complet neobservat. Cu toate acestea, în cele din urmă a fost recunoscut și arestat rapid.
El a fost de asemenea acuzat la procesele de la Nuremberg ca unul dintre principalii criminali de război. Spre deosebire de mulți alții, el nu a dat nici măcar un semn de remușcare în cele 218 zile de proces. În cele din urmă însă a fost găsit vinovat de crime de război și crime împotriva umanității și a murit prin spânzurare în anul 1946. Rudolf Hess a fost de asemenea o personalitate de rang înalt în cel de-al treilea Reich, în calitate de colaborator apropiat al lui Adolf Hitler și de membru al cercului interior al Partidului Național pentru Democrația Națională, a avut o mare influență asupra deciziilor politice ale naziștilor. Încă din 1925, cu mulți ani înainte de preluarea puterii, lucra ca secretar personal al lui Adolf Hitler. Mai târziu, Rudolf Hess a fost vicelider al partidului și a jucat un rol cheie în elaborarea și punerea în aplicare a numeroaselor legi și ordonanțe antisemite. Printre altele, a jucat un rol decisiv în planificarea și punerea în aplicare a nopții programului din noiembrie 1938. De asemenea, a fost arestat după cel de-al doilea război mondial și acuzat ca unul dintre principalii criminali de război în cadrul proceselor de la Nuremberg. Spre deosebire de mulți dintre camarazii săi de arme însă, nu a fost condamnat la moarte, ci doar la închisoare pe viață. Nu a acceptat sentința deoarece credea că toate evenimentele erau afaceri interne germane și că procurorii nu îl vizau pentru că erau străini. Nu a avut niciun regret și l-a descris pe Adolf Hitler în fața instanței ca fiind cel mai mare fiu pe care națiunea sa l-a produs în istoria sa milenară. Din 1947, Rudolf Hess și-a ispășit pedeapsa în închisoarea Spandau din Berlin, unde s-a temut în permanență că va fi ucis în secret. Această paranoia a rămas cu el pentru mult timp, dar îngrijorările sale au fost nefondate, pentru că nimeni nu l-a ucis în închisoare. Cu toate acestea, în anul 1987, când criminalul de război avea 93 de ani și se afla în închisoare de peste 40 de ani, s-a spânzurat acolo. Până în ziua de azi, mulți oameni se îndoiesc că Rudolf Hess însuși a fost responsabil de moartea sa, deoarece starea sa de sănătate era deja atât de precară la acea vreme încât se presupune că nu ar fi putut efectua pașii necesari pentru a se spânzura. Următoarea persoană de pe lista noastră este unul dintre principalii autori ai Holocaustului. Heinrich Himmler nu a fost doar șeful trupelor militare în timpul celui de-al doilea război mondial, ci și șeful poliției germane și ministru de interne. În aceste roluri, el a coordonat ororile Holocaustului, desfășurând lagăre de concentrare, lagăre de exterminare și trupe pentru a ucide milioane de oameni. Devotamentul său fanatic față de ideologia rasistă a național-socialismului a alimentat brutalitatea regimului. După război a fost de asemenea hotărât să scape de proces, lucru pe care a reușit să-l facă. Inițial s-a ascuns, dar a fost capturat relativ repede de britanici. Trebuia să fie unul dintre principalii acuzați în procesele care urmau să aibă loc, dar Himmler a vrut să evite cu orice preț această umilință și a decis să ia o măsură radicală. La scurt timp după ce a fost capturat, a înghițit o capsulă de cianură și a murit cu puțin timp înainte de prima sa audiere la Reich. Profitați de această ocazie pentru a ne spune în comentarii dacă sunteți de părere că pedeapsa cu moartea este justă în anumite cazuri sau dacă este mult prea dură pentru zilele noastre. Abonați-vă! Ne vedem data viitoare aici la Vezi și